HP a lansat în această săptămână în București prima stație grafică all-in-one cu un display cu o diagonală de 27 de inci. HP Z1 combină un design atractiv cu o performanță maximizată de un procesor Intel Xeon, placă video Nvidia Quadro și un gamut de culoare al ecranului impresionant. O altă noutate a echipamentului este construcția internă inteligentă care permite reconfigurarea rapidă a workstation-ului. Așadar, cu cât mai solicitante devin sarcinile pe care trebuie să le suporte stația grafică, procesorul, placa video și toate componentele pot fi schimbate chiar și de cineva care nu are experiență în domeniul IT. Când vorbim de workstation-uri, ne referim la cea mai dinamică piață din domeniul IT, atât din România cât și la nivel mondial. Aceste echipamente se adresează atât companiilor care lucrează cu software-uri solicitante din domeniul ingineriei, arhitecturii, editării video și foto și așa mai departe, cât și companiilor care caută un plus de performanță și eficiență. Compania HP domină piața de workstation-uri cu share de peste 65%, urmată de Dell, Lenovo și Apple. O să vedeți că mai avem acolo, de exemplu, un all-in-one consumer și o să vedeți ce înseamnă un all-in-one workstation. Da, un all-in-one cu adevărat profesional pentru oameni care au nevoie să desfacă echipamentul și să înlocuiască sau să facă un upgrade pentru o anumită componentă. Noile stații grafice Z1 vin ca urmare a modelului Z210, un workstation low-end care a primit în general review-uri bune din partea utilizatorilor încântați de economia de spațiu pe care o presupun aceste modele. Odată cu lansarea acestui model, HP a dezvăluit încă o serie de modele de workstation-uri din gama Z, care se plasează pe linia de medium price a pieței de workstation-uri. Este vorba despre Z820, un echipament ideal pentru utilizatorii din domenii de activitate precum inginerie sau design computerizat, Z620, un model destinat utilizatorilor din domeniul financiar și Z420, care se adresează în special arhitecților și designerilor.